rupien desacordat pe care l-am salvat ca să nu fie pus pe foc și pe care l-am adăpostit în prăvălia de la colț, neștiind că într-o bună zi se va întâmpla să pot să mă închin cumva la el, că nu o să se supere pe mine, domnul Beethoven. Domnul Beethoven nu o să se supere. Acesta este Beethovenul meu cu care am copilărit. A stat pe pianină ori de câte ori mă așezam să învăț notele cu profesoara mea, Cristina Popescu, și mi-a vegheat cumva mica mea ucenicie de joacă. Iar astăzi, așezat aici cu minte, l-am adus de acasă să nu-l sparg în buzunarul de la piept. L-am adus să se întâlnească cu un om pe care am aflat că l-ar bucura venirea aici prin intermediul unor cărți. Pentru ce mergem la operă și nouă povești muzicale, Tiberiu Soare. Cărțile astea mi le-a adus Sandra Ecobescu atunci când a venit la întâlnirea noastră despre Calea Victoriei. Ea a adus cărțile și mi-a spus, cred că lui Tibi Soare i-ar plăcea aici la tine. Astăzi Tibi Soare, dirijorul Tiberiu Soare, vine să încercăm să vorbim împreună despre acest straniu timp care, pentru că trebuia să poarte un nume, se numește Anul Beethoven. O zeitate, tu îmi vezi din înălțimi inima. Tu o cunoști și știi că în ea se lășluiește dragostea pentru oameni și tendința spre fapte bune. O, oameni, dacă veți citi cândva aceste rânduri, să vă amintiți că ați fost nedrepți cu mine. Cel în suferință însă să fie mângâiat văzându-și fratele nefericit care, iată, față de toate vicisitudinile naturii, a făcut tot ce i-a fost cu putință pentru a fi la înălțimea artiștilor și oamenilor vrednici. Ludwig van Beethoven, din Testamentul de la Heiligenstadt. O carte care ar trebui să iasă din toate librăriile sau din toate bibliotecile la vedere în acest an, pe care îl închinăm într-un mod înălțător, unui om care și-a trăit destinul cu toate neputințele lui și și-a călcat peste aceste neputințe, transformând totul într-o viață pilduitoare și izvorătoare de opere care ne mângâie și astăzi. Spun bun venit în acest spațiu straniu și luminos totuși dirijorului Tiberiu Soare, care este mult mai mult decât un dirijor, pe care îl admir, pe care îl întâlnesc în spațiile de concert atunci când timpurile sunt bune cu noi, nu nedrepte și nu neîndurătoare, și pe care l-am chemat astăzi rugându-vă să vorbim în această săptămână în care ne adresăm iubitorilor de civilizație germană, acelei germanii care a dat foarte multe spirite în marea muzică și anului Beethoven. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Sunt bucuros să fiu aici. Într-adevăr, spațiul este foarte frumos. Locul ăsta are ceva special și am simțit chiar de când am intrat. Îmi place foarte mult și vă mulțumesc că m-ați invitat. Vă provoc să vorbim despre ceea ce ar trebui să știe nu neapărat oamenii care sunt foarte titrați în ale muzicii, ci oamenii care se întreabă de ce până la urmă marea muzică ar trebui așezată acolo unde muzele sunt puse pe piedestal, pentru că de fapt de acolo au izvorât tot ce înseamnă muzicile care au venit după. Cu alte cuvinte, de ce muzica? De ce muzică? De ce muzica? Marea muzică? Pentru că fără marea muzică, fără marea cultură, muzica este o felie din acest angrenaj foarte complex numit cultură, marea cultură. Dacă vom găsi răspunsul vreodată la de ce muzica, de ce... Întrebările sunt variate. De ce avem nevoie de muzică? De ce menținem anumite structuri care slujesc marea muzică? Oare nu cumva este
un demers artificial din partea unor oameni rămași în niște mentalități învechite. Știu. Și neproductiv. Da, da, da. E, dacă vom găsi vreodată răspunsul la asta, un răspuns definitiv care să convingă nu pe toată lumea, ci pe cei mai mulți dintre semenii noștri, atunci vom găsi și răspunsul la întrebarea ceva mai generală, de ce cultura? Și dacă stăm și analizăm puțin, fără să intrăm în cine știe ce lucruri extrem de sofisticate. Da, sofisticate, ne dăm seama că societatea, ansamblul oamenilor, societatea și cultura sunt indiscernabile. Nu putem vorbi despre o societate la, pe care apoi o împopoțonăm cu ceva numit cultură. Nu există așa ceva. O societate își trage rădăcinile și se dezvoltă și își duce până la capăt existența firească în timp prin cultură. Cultura este, cu alte cuvinte, un mediu în care noi oamenii, toți oamenii, toți, indiferent de pregătire, de caracteristicile noastre particulare în funcție de loc, timp, nu contează. Chiar astea sunt lucruri care pălesc în fața unui fundal mult mai general, și anume faptul că această mare cultură reprezintă de fapt mediul în care ne mișcăm. Toate deciziile importante din punct de vedere militar, politic, economic, din toate punctele de vedere, din punct de vedere al mobilității sociale pe verticală, toate au fost luate la un moment dat într-un cadru cultural. Există un cadru dincolo de care nu există scăpare. Nu ai cum să ieși din cadrul cultural și să iei decizii sau să întreprinzi acțiuni în totală ignoranță față de lucrurile acestea care sunt cuprinse în marea cultură. Nu știu dacă e un argument suficient de valabil pentru mulți dintre cei care ne urmăresc, dar tot ceea ce a însemnat, vorbim de Beethoven, spre exemplu, că Ian Beethoven, un asemenea Ian Beethoven, nici că se putea concepe mai ciudat, 250 de ani de la moartea, de la nașterea marelui compozitor, el s-a născut în 1770, și mă gândeam că așa aniversare de două secole și jumătate, așa aniversare n-ar fi putut să aibă alt compozitor, alt mare compozitor. Nu credeți că îi se potrivește? Mie mi se pare... Da, eu într-un mod straniu. Tot mă gândesc că în ultima vreme că nu se straniu, putea să da, fie altfel decât într-un mod straniu se potrivește, dar dacă îmi permite să fac o foarte scurtă legătură, acum mi-a venit în minte când formulați introducerea și întrebarea implicită, lucrurile într-o cultură sunt interconectate. Cultura reprezintă un nexus, o plasă. Și plasa asta determină cam tot ce facem noi și ce gândim, fie că o facem conștient sau la nivel subconștient. Să vă dau un singur exemplu. Dacă am cădea în păcatul reducționismului, am spune, domnule, nu este posibil să înțelegi cu adevărat muzica lui Beethoven dacă nu aprofundezi ideile lui Hegel. Beethoven însuși a asistat la prelegerile lui Hegel de la Berlin, la începutul veacului al XIX-lea. Este foarte greu să înțelegi cu adevărat impactul pe care l-a avut muzica beethoveniană dacă nu înțelegi toată acea epocă extraordinară, pe de o parte în atrocitate, dar pe de altă parte în grandoare, care a însemnat războaiele napoleoniene. Nu, se spunea că ideile Revoluției franceze de la 1789 au fost duse, diseminate pe continentul european, pe vârful baionetelor de la Grande Armée, al Marii Armate a lui Napoleon. Ideile Revoluției franceze au fost duse și în partiturile lui Beethoven. Beethoven avea acest ideal specific iluminismului târziu. El este un produs al iluminismului al târziu. Spätaufklärung, da? perioada de final a iluminismului, mai ales în felul în care s-a manifestat acesta în țările din Europa Centrală și de vest, nord-vest, Beethoven credea într-un ideal de libertate, de egalitate, de fraternitate. Nu? A luat versurile lui Schiller, nu? Și le-a pus în acea parte finală a Sinfoniei a IX-a. Și acolo spune la un moment dat, Brüder, citesc din memorie, sper să nu greșesc, dar Brüder, e o exclamație, Brüder, fraților. Uber sternen zelt, muss ein lieber Vater wohnen. Nu trebuie să sălășulească un tată iubitor, dincolo de bolta înstelată. Astea erau idealuri de egalitate, de frăție între oameni, de egalizare prin elevare
a tuturor oamenilor. Nu egalizare prin nivelare stupidă, așa cum au înțeles, din păcate, alți oameni care au avut de luat decizii în secolele astea care au trecut de la existența lui Beethoven. Și foarte des acum. Da, era vorba de o... suntem egali în fața acelui tată iubitor, tată ceresc iubitor. Asta înțelegea el. Era un fel de iluminism teist, dar în același timp de o factură profund democratică. Să ne amintim faptul că îi dedicase Sinfonia a treia, Eroica, lui Napoleon Bonaparte. Și se întâmpla exact în perioada când acesta făcea trecerea de la consul, e adevărat pe viață, în urma unei lovituri de stat, făcea trecerea de la poziția de consul al Republicii Franceze la aceea de împărat, în 1804. Și Beethoven a șters cu atâta furie dedicația de pe pagina de titlu a Sinfoniei Eroica, încât a găurit pagina. Pagina păstrată astăzi în arhive la Viena păstrează... scrijelirea aia... Nu că scrijelirea, e găurită pagina. Da. E găurită pur și simplu. A trebuit să o dea unui copist să copieze din nou prima pagină din sinfonie. Ce l-a înfuriat foarte mult? L-a înfuriat foarte tare, pentru că el își pusese foarte mari speranțe în această, dacă vreți, aventură fără precedent care a însemnat Napoleon Bonaparte, că nu știu cum să spun un altfel. Simbol, deci da, el vedea Napoleon, el vedea în Napoleon Bonaparte un simbol al faptului că se putea sfârși cu oprimarea. De exemplu, avea o foarte mare problemă cu așa numitul absolutism luminat, specific celui de-a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Beethoven era sigur că nu ascendența ereditară asigură o anumită superioritate, ci meritul personal. Ce demodat Beethoven, da, în vremurile pe care le trăim noi astăzi. El spunea că, adică cumva, aici e foarte interesant, că era un meritocrat elitist cumva, dar din alt punct de vedere. Pentru că el spunea că cumva, prin toate acțiunile pe care le-a întreprins, prin muzica pe care a scris-o, el afirma faptul că există o aristocrație a spiritului, un geistes aristocrație, dar ea este bazată realmente pe faptele individului dintr-o viață, pe ce reușește să facă și pe pornirea lui și cât de mult reușește să înțeleagă ce e cu el și ce e cu lumea din jurul lui. Acest proces pe care el vedea ca fiind dialectic sub influența lui Hegel, acest proces definea în ochii lui Beethoven și a celor care împărtășeau ideile, definea omul cu adevărat, acel o mare, când spunem omul. Ce l-a supărat a fost fractura în momentul în care Beethoven vedea transformarea unui reprezentant al ideilor la care ținea foarte mult el, Beethoven, a văzut transformarea într-un tiran și chiar a și spus, adică așa cum se va transforma într-un tiran, pentru că a te proclama împărat și a proclama toate acele lupte pe care el le salutase, lupte atât pe plan militar, dar și pe plan politic, din punct de vedere al emancipărilor, din punct de vedere social. Gândiți-vă la codul civil napoleonien, care cel puțin stă, la noi în picioare, a guvernat, da, stă în picioare, da, inclusiv în ziua de azi. Sigur, în legislația franceză, da. Evident, cu amendamentele de rigoare aduse de-a lungul timpului. Beethoven își pusese foarte mari speranțe. Credea că în sfârșit a venit acea epocă în care oamenii vor putea fi egali în ceea ce privește șansele de a înțelege și de a se putea afirma plenar. Și brusc modelul lui alege să fie mai egal decât ceilalți, înscăunându-se, da, și negându-și practic această evoluție. Vorbim de o dezamăgire cruntă, acel erou în care Napoleon era doar o personificare, de fapt. Beethoven în Sinfonia Eroica și imagina un erou un erou de tip prometeic, un erou care încearcă să ia ceva dintr-un empireu până acum inaccesibil oamenilor și să-l aducă împărtășindu-l acestora. Nu? Și cele două acorduri, dacă ne gândim. Ăștia-s vinocei. Dar dacă ne gândim la cele două acorduri, blocurile astea armonice de aici, astea sunt ca doi pilaștri pe care ei
pune în pământ și zice, uite, acum din ăștia doi pilaștri am construit o poartă în care putem intra în templul umanității. Propilele de pe, da, de pe Acropole, da, care duc, da, către lumea aceea, da, ideală. Pentru Beethoven însemna foarte, foarte mult asta și ceea ce aștepta el de la seminii, de aia și a fost atât de dezamăgit, mai ales spre sfârșitul vieții se vede, și din corespondența lui și din mărturile pe care le avem de la contemporani. El a fost foarte dezamăgit în momentul în care realiza refuzul oamenilor din jurul lui de a se împlini, de a duce până la capăt ceea ce aveau ei drept calități omenești în ei. Ce ține? Refuzul ăsta? Refuzul ăsta din ce se naște? Îndeopște din ce se naște? Comoditate. Ca să plecăm de acolo. De foarte multe ori din comoditate. E de fapt valabilă discuția asta și în timpurile pe care le trăim. Da, e valabilă oricând, bineînțeles. Ideile unui Beethoven, al unui Hegel, astea sunt disponibile pentru dezbatere oricând. Și este minunat că, uite, avem acum ocazia să o facem, dar puțin de tot. Zgârind puțin suprafața, ca dar să zic așa. Dar putem să o mai facem, dacă mai vreți. Pentru el era foarte important pentru că vedea cum oamenii cedează prejudecăților, cum oamenii cedează presiunilor de ordin social, cum oamenii erau, ca și astăzi, afectați crunt de acest efect de expunere. Știți cum e, dacă foarte mulți oameni spun de foarte multe ori un lucru, ai tendința de a lua lucrul acela drept adevărat, fără a-l mai supune filtrului rațional. Îl iei ca atare. Pe nemestecate, cum se zice. Da, da. Ăsta era un efect pe care Beethoven l-a observat de foarte multe ori la seminii săi. Cu alte cuvinte, ce-l deranja pe el foarte mult? Preluarea ideilor preconcepute. Și aici pot să fac saltul la un gânditor român, la Alexandru Paleologu. Îi citeam cu foarte mare plăcere cărțile și interviurile, mai ales din ultima perioadă a vieții. Eu l-am prins după Revoluție, ca să zic așa. În perioada studenției aveam cărțile lui și le-am și acum în bibliotecă, atunci mi le luam și stăteau alături de cărțile unui Liceanu, unui Pleșu, unui Steinhardt, unui Cioran și așa mai departe. Cam atunci mi-am făcut, eu să zic așa, micul bagaj în perioada aia de liceu, începutul studiilor de la conservator. Da. Și Paleologul avea o teorie foarte interesantă, țin minte că mă distram foarte tare și le povesteam prietenilor din perioada aia. Paleologul avea o teorie despre răspândirea prostiei, adică a făcut o analiză a prostiei. Era foarte atașat de cartea lui Flaubert, Buvare pe Cuchet, ultima lui carte pe care a lăsat-o și neterminată. Era un flaubertian convins, da, și povestea cu atâta patimă despre ce găsise acolo, încât bineînțeles că am trecut și eu pe linia asta, citi Flaubert. Flaubert m-a trimis cumva Orebur, așa în răspăr, m-a trimis la Balzac. În fine, știți cum e, vă spuneam eu că e o plasă, un nexus. O carte bună trimite la altă carte bună, o muzică bună te trimite la altă muzică bună. Și oamenii buni te trimite. Și așa mai departe, exact. Se creează un lanț, dar multidimensional. Nu vă gândiți la un lanț așa. Nu, mă gândesc la un năvod, da, cât o mare întreagă. Da, așa, da, da, da. Sau cam cum ar fi stelele, stelele fiind nodurile din plasa asta. Și avea acolo Alexandru Paleologu o teorie foarte dragă mie a răspândirii prostiei. Analiza prostia bazându-se pe niște idei luate de la Flaubert și spunea că prostia nu e congenitală. Asta spunea Alexandru Paleologu. Prostia nu este congenitală, este dobândită, e o boală contagioasă, se ia. Bineînțeles, ca orice altă boală contagioasă, e mai periculoasă în mulțimile mari de oameni. Dacă ești mai izolat, ai șanse mai mari să fii ferit. Se întâmplă exact și cu orice alt morb. Și cunoscute ni se pare. Da, da, da. Și spunea că agentul patogen, microbul care transmite prostia, sunt ideile preconcepute. Ideile preconcepute, ideile luate de Agata, că asta era cele două personaje ale lui Flaubert, încearcă să construiască un dicționar des idées reçues. Dicționar des idées reçues, așa zicea, de idei luate de Agata, de idei preconcepute, cum am zice noi acum. Și asta l-a condus pe Alexandru Paleologu atunci, să, undeva în anii 90, să spună că ideile preconcepute sunt agentul patogen al prostiei. N-am auzit până acum un contraargument convingător la această teorie. Rămâne o teorie. O axiomă chiar. Ne putem, da, fi demonstrată, da, o ipoteză, și demontată. Rămâne o ipoteză, dar mie mi-e foarte dragă pentru că ai ocazia să o testezi, ai ocazia să o pui la lucru, din păcate, mult prea des în ultima vreme.
Nu vreau să supăr pe nimeni, dar trăim, se pare că trăim într-o plină epidemie. E adevărat, suntem agasați de această epidemie care afectează trupurile. Asta e foarte adevărat. Nu, și mințile. Dar noi sufeream de foarte multă vreme, cu multă vreme înainte, sufeream deja de o epidemie care ne afecta sufletele și mințile. Epidemia asta n-a făcut decât să se agraveze sub impactul acestei epidemii, hai să-i spunem, mai spectaculoase și mai vizibile, pentru că ne afectează existența corporală. Nu credeți că este o perioadă propice prin care ne putem curăța? Un organism, ca să se poată vindeca, trebuie să se curețe de tot ce este străin în el orice și rău. Orice perioadă din viața unui om este propice pentru o autoanaliză, pentru introspecție, pentru... Știți cum e? Nu cred în oamenii care vorbesc mai mult decât citesc sau care ascultă. Timpul pe care trebuie să-l petreci ascultând și, mă rog, citind, da, fiind atent, încercând să înțelegi, că aici e o distinție frumoasă, trebuie să fie mult mai mare acel timp pe care îl dedici efortului de a înțelege și de a asculta decât efortului de a-i dădăci pe alții, decât timpul pe care îl dedici învățându-i pe alții. Există oameni, nu vedeți că avem din ce în ce mai mulți oameni care au soluția pentru orice. Este incredibil. Deci trăim un adevărat... cum să spun, un fel de hiperumanism, un fel de umanism pe steroizi, așa. Toată lumea se pricepe la absolut tot. Ori în vremurile astea în care oricine are o părere despre orice și pretinde că e pertinentă, câteodată fără nici cel mai palid argument, rezerva, a-ți păstra rezerva, a alege un soi nesfruntat de tăcere, reprezintă un fel de exercițiu de bun și simț. Și de dubitație, că și asta trebuie să pui în capul la îndoială, bineînțeles, bineînțeles, de bun simț. Asta era inclusă, capacitatea de a te îndoi de lucruri. Dar e o formă de exercitare a bunului simț, adică te retragi puțin și îi lași, pentru că e clar că se pricepe foarte mult și la foarte multe. Știți că există un post foarte interesant care se numește postul tăcerii. Da. Fabulos ce se poate întâmpla atunci când intri în coconul tău și te încerci să te renaști tu pe tine. Astea sunt psihotehnici cunoscute și a căror eficacitate a fost demonstrată de foarte multă vreme, nu numai în posturile bisericii răsăritene ortodoxe. Isihasmul a reușit să ducă pe niște culme extraordinare. Bine, acum câtă lume o mai fi interesată de o tradiție care coboară la noi, cel puțin până în secolul al XVIII-lea, cu un nucleu care a plecat de la mănăstirea Tismana. Dar isihasmul spune foarte multe despre lucrurile astea și multe altele. Bine, acum nu vreau să fărămițăm discuția în prea multe direcții, că s-ar putea să o atomizăm, să nu ducă nicăieri. Da, e binevenită pentru că practic fiecare poate să nască în rețeaua despre care vorbeam, fire care să ne conducă pentru posibile alte întâlniri, dacă vă va face plăcere. Eu știți ce vreau să vă întreb, întorcându-ne la ale noastre? Cât de propice este timpul ăsta ciudat pentru ca să asculți muzică? Și care este felul în care muzica poate să te ajute? Cum îl ajută muzica pe Tiberius Soare, care cunoaște foarte multă muzică, sau dacă Tiberius Soare ar trebui să facă o terapie prin muzică, dacă ar deveni un psiholog la care oamenii ar veni, hai să experimentăm asta. Da. Eu aș vrea foarte mult să-l rog pe psihologul Tiberius Soare să mă ajute să capăt un tratament de curățare de tot ce este zadarnic în perioada asta propice pentru lucrurile noastre, pentru reconstrucția noastră, alegând literatura muzicală. Cu ce medicament ar trebui să încep? Trebuie pornit din start cu o precizare. Nu, e un joc. Evident, am pus ghilimelele doar așa un pic. Este o convenție, mai spunem o dată. Tiberius Soare nu este psiholog. Tiberius Soare este un specialist în muzică, iar eu nu sunt decât bolnavă de dorința de a afla cum timpul ăsta este propice unei vindecări sufletești personale, ca să fie câștigat și nu pierdut. S-ar putea să vă surprind puțin dacă nu o să încep să vă enumăr o listă, fie ea și idealizată, a unor mari nume din muzică. Nu aș aștepta. Aș avea un îndemn ceva mai general și prin asta nu încerc să mă eschivez. Dar nu, sunt convins. Chiar asta aș face. Iau în serios jocul ăsta al nostru de acum. Chiar vă rog. Și o să vă spun așa, eu cred că nu există muzică, există muzici.
Există muzici pentru fiecare dintre noi. Unele dintre ele mi se pot părea agreabile, altele mi se pot părea dezagreabile sau chiar să trecem cu oarecare indiferență în momentul în care le ascultăm. Dar există muzici care vor rămâne cu noi toată viața și ne vor urmări. Asta se întâmplă și în cazul cărților, asta se întâmplă și în cazul mirosurilor, picturilor, tot ce putem acumula ca informații prin simțuri și trece prin filtrul minții și al sufletului. Toate astea, există anumite întâlniri zenitale, ca să zic așa. Sunt, sau astrale. Întâlniri care, hai să-l citim pe Zweig. Există niște ore astrale în viața fiecăruia dintre noi. Și acolo se întâmplă ceva, adică se creează o legătură între noi și acea operă de artă sau acea formă de percepție, cum vrem să o luăm, care devine de nezdruncinat pe parcursul întregii noastre vieți. Există exemple, sunt absolut sigur, în viața fiecăruia și n-am să încep acum să particularizez. Tocmai de aceea ar trebui să începem toți, ar trebui să începem cu o căutare. Ar trebui să abordăm coada asta de pe un, atâtor de multor stiluri și genuri muzicale și să vedem la ce rezonăm noi mai bine. S-ar putea să întâmple. Da, și eu cel puțin mi-am dat seama și mulți dintre cei cu care am stat de vorbă și-au dat seama că e foarte greu, dacă nu chiar imposibil și oricum contraindicat, să te cantonezi într-un gen sau un stil. Există capodopere, există lucruri extraordinar de bine făcute și care ne merg, cum zice românul, direct la suflet, în diverse genuri muzicale, plecând de la folclor, trecând prin muzica lăutărească, trecând prin muzica așa zis ușoară, pop, hip-hop, rock, evident, muzica clasică este o chestiune nu de alegere. Practic, muzicile te aleg pe tine, eu așa cred. Și muzicile te aleg pe tine, da. Cărțile te caută, muzicile te caută. Dacă e să fie acea întâlnire, ea va avea loc. Ce poți tu să faci ca individ este să facilitezi această întâlnire și eventual să scurtezi timpul. Adică să nu ajungi la un dat să zici, uite, dacă m-aș fi întâlnit cu, nu știu, spun la întâmplare, sinfonia asta, sau dacă m-aș fi întâlnit cu cartea asta acum 20 de ani, poate că parcursul vieții mele ar fi fost altul. Adică să ne micșorăm spațiul în care putem avea regrete din cauza faptului că ne-am întâlnit prea târziu. Normal, vorbind de mare artă, marea cultură, nu există prea târziu. Nu? Dar în același timp, nu strică niște ani în plus acolo în compania unor tovarăși de nădejde. Eu mă bucur, de exemplu, că l-am descoperit pe Bulgakov cu al său maestru și Margareta destul de repede. Și la... Cât de mult se regăsește timpul ăla, da, timpurile pe care le trăim, și la... cumva sub influența lui Steinhardt. Citeam jurnalul Fericirii, țin că eram în clasa 10-11 de liceu, citeam jurnalul Fericirii, care de-abia apăruse la editura Dacia. Țin minte asta, coperta aia o văd în fața ochilor acum când stăm de vorbă. Și acolo, la un moment dat, făcea aluzie la un fragment din Maestru și Margareta. Și m-a intrigat și am căutat cartea aia și... Da, și de atunci am rămas nedespărțiți. Eu tot revin la ea așa și găsesc de fiecare dată... Mi-e frică să recitesc acum, pentru că ori de câte ori trăiesc momente stranii în perioada asta, și sunt multe momentele stranii pe care le trăim, mă gândesc cât este de actual acel roman. Toate cărțile bine scrise sunt actuale. Toate. Ele, marile lucrări artistice trăiesc într-un fel de prezent dincolo de trecerile noastre pe aici. Ele trăiesc într-un spațiu al lor, dacă vreți, ușor platonic, așa, un spațiu abstract, idealizat undeva, dar ele trăiesc acolo într-un prezent. Pentru mine, cum să spun, Palestrina, Monteverdi, Stravinsky, Mozart, Beethoven, ei sunt contemporani. Ei sunt în cel puțin în teatrul meu interior al minții, ei se află într-un amfiteatru, într-o aulă, cot la cot. Sunt acolo. E o pleiadă acolo. Acum mă uitam, trăgând cu coada ochiului, am pus întâmplător această partitură și vreau să... Da, pentru că este și Beethoven printre ei și vreau să vă întreb de acolo în care vă regăsiți. Bine,
Muzicianul se regăsește în toate, dar... Nu am avut foarte mare contact cu muzica lui Dușek și nici a lui Grelinger, recunosc. Dar în rest, eu pe Boccherini îl consider unul dintre cei mai originali muzicieni care au trăit vreodată. Nu știu de ce în mintea mea pe Luigi Boccherini îl așez într-un fel de paralelă cu Caravaggio. Bine, știu, viețile celor doi sunt foarte diferite. Dar cumva Boccherini pentru mine înseamnă Caravaggio. Mi-e greu să vă explic de ce fac eu anumite conexiuni. Probabil au și o bază sinestezică, habar n-am, în care auditivul se leagă de vizual, de olfactiv, de tactil. Nu-mi dau seama exact foarte bine, ar trebui să mă analizeze cineva pentru asta. Dar în orice caz, pentru mine, Boccherini înseamnă... E un fel de Caravaggio al muzicii. Și mă regăsesc în toți. Toți, mai ales muzica lui Lully, acea splendoare a barocului francez, Jean Marais, niște muzici superbe. Apropo, barocul francez. Nu că mai vorbesc din când în când cu, mă întâlnesc cu cineva și discutăm inevitabil despre muzică și zice, îmi place să ascult muzică barocă. Dom'le, a spune că îți place să asculti muzică barocă e ca și cum ai spune că îți place să asculti muzică pop. Adică e atât de mult încât n-ai cum. Trebuie să fii mai ceva. Specific. Da. Spre exemplu, eu sunt îndrăgostit de barocul francez. Îmi place foarte mult barocul. Barocul francez pentru mine e un refugiu. Și ascult cât de mult pot. Sunt niște albume extraordinare cu niște artiști mari de tot, cum ar fi Jordi Savall, dar nu numai. Orchestrele de ansamblu de Lumière, de siècle de Lumière, muzica lui Lully, Rameau, astea sunt eterne, or să rămână. Câte dor vă este de muzică acum când practic muzica nu se mai face decât așa, în interiorul nostru, în terapiile noastre personale despre care ați fugit să-mi vorbiți, despre tratamentele astea muzicale pe care fiecare ar trebui să-și le aleagă pentru ca să câștige timpul. Cât de dor ne e de concerte și de... De întâlnirea cu publicul mi-e dor, recunosc. Pentru că dumneavoastră aveți parte, dumneavoastră dirijați. Îmi plăceau acele seri în care sările erau pline, o sală de la operă, de la radio, de la Ateneu, de orchestrele filarmonicilor din țară pe unde mă duceam și pe afară. Acele săli pline cu oameni care veniseră să se bucure de muzica aia, alea sunt de neînlocuit. Nu există panaceu, nu există ceva care să ne aline această durere a despărțirii de public. Asta vă spun fără să cad în patetism. Exact asta gândesc. Dar în același timp, trebuie să vă spun că eu de muzică n-am durzit lipsă în perioada asta, pentru că dirijorii au un fel de, o să folosesc un termen ușor rebarbativ, un fel de score reader în mințile lor. Noi ne-am format creierele, muzicienii profesioniști în general și-au format mințile, creierele, în așa fel încât să poată deschide o partitură și să se bucure de conținutul muzical de acolo, într-un fel de abstract, un fel de spațiu mental abstract. Da? Ca și cum am face o proiecție a sunetelor care ar trebui să se audă dacă am interpretat lucrarea respectivă. Și atunci, bucuria de a te întâlni cu niște mari compozitori, mari autori, cel puțin în cazul meu, nu a fost știrbită. Problema e că dacă mai ține mult perioada asta, apare riscul solipsismului. Apare riscul de a crede că este suficient să deschid o partitură și să mă bucur de posibilă muzică din ea de acolo. Ceea ce ar fi, cred eu, un păcat mortal. Și vă explic și de ce. Muzica e făcută să fie ascultată. Acești oameni, Beethoven... Să fie dăruită, de fapt. Da, adică nu e așa... Ei și-au scris muzica gândindu-se că vor fi oameni care vor asculta muzica pe care ei o scriu. Nu doar că vor avea un fel de satisfacție intelectuală. Tocmai de-aia, pericolul de a cădea, ce puțin punctul din perspectiva mea, pericolul de a cădea într-un fel de estetism solipsist este foarte mare, în cazul meu. Pentru că eu am o satisfacție extraordinară când deschid o partitură și stau eu acolo cu... Dar acel lucru nu-l pot împărtăși cu nimeni. Nu am cum. Nici dacă mă pun la pian să cânt o reducție, nici dacă singura modalitate în care pot cât de cât să ofer un ecou palid a ceea ce mă bucură pe mine când deschid o partitură, e dacă mă duc în fața orchestrei. Și dacă cineva ascultă ce se întâmplă, ce cântă acea orchestră atunci. Cu alte cuvinte, ruperea acestui triunghi extraordinar numit compozitor, interpret, public, ruperea acestui triunghi s-ar putea să lase niște urme foarte greu de vindecat.
Gândiți-vă că ne aflăm în cea mai mare pauză muzicală din istoria omenirii. Nu există în documentare istorică, deci istoriografic, nu se poate determina o perioadă în care atât de mult timp nu s-au dat concerte în public. Europa era, spun așa la întâmplare, Europa era măturată de războiul de 30 de ani, care s-a încheiat cu tratatul ăla de la Vestfalia. Era o nenorocire. Populația Europei a fost decimată în timpul ciumei negre și totuși oamenii ascultau muzică. Oamenii făceau și ascultau muzică. Nu mai spun cele două războaie mondiale. Nu, aprilie 1945. Aprilie 1945, concert al filarmonicii din Berlin cu Furtwängler. Pe ruine, că da? Erau ruine. Berlin, da, era... Și culmea că au interpretat și din Götterdämmerung, din Amurgul Zeilor, scena în care se dărâmă Valhalla. Aprilie 1945, sub bombele aliate, într-un Berlin în flăcări și ruine, se dădea concertul Berliner Filarmonică și venea lumea. Vine ocupația, la câteva luni după aceea, în septembrie, Berliner Filarmonică își reia activitatea. Adică, inclusiv în cazul unui cataclism social, care a însemnat, de fapt, ștergerea de pe harta unei țări, Germania, așa cum era cunoscută până atunci, da? Inclusiv în cazul unui cataclism de proporții naționale, de milioane mondiale, de pierderi de vieți, da? Omenești. Nu mai zic acea stranie simetrie cu acea gripă spaniolă de acum 100 de ani, da? La finele primului război mondial, în care, în urma căreia au murit mai mulți oameni decât în tranșee. Victimele cauzate de gripa spaniolă, se spunea gripa spaniolă nu pentru că provenea din Spania, asta e bine de știut, ci pentru că era cenzurat de război și ziarele spaniole, Spania era neutră, și ziarele spaniole erau singurele care dădeau date credibile referitoare la numărul de victime ale gripei respective. Și atunci s-a spus gripa spaniolă pentru că sursa de informare era din presa hispanică, dar ea nu era, săracii spanioli nu au inventat un virus și l-au trimis pe nume. Dar gripa aia spaniolă a ucis mai mulți oameni decât morții din tranșele primului război mondial. Cu toate acestea, și pe vremea era același lucru, se recomanda tot igiena strictă, se recomanda pe cât posibil distanțarea personală, dar lucrurile au mers înainte. Închide, cum să zic eu, parcă nu m-aș lansa prea multe așa într-o diatribă, într-o eremiadă, așa, dar închide sălile de spectacol și de concert. Bine, o să o spun. Închide sălile de spectacol și de concert sub pretextul unei epidemii, unei pandemii, este o dovadă, pe de o parte, de neputință și pe de altă parte, de o crasă ignoranță. Îmi pare rău, îmi pare foarte rău. Și se vor supăra unii pe care, pe care îi știm. Dar că nu se vor supăra. Dar nu poți să te supăr pentru că cineva afirmă un lucru. Poți să te supăr dacă cineva face ceva. Că de spus se pot spune foarte multe lucruri, dar dacă cineva face ceva în detrimentul unui domeniu, așa cum este marea muzică, așa cum este cultura, atunci cam ai dreptul să te superi. Ceea ce vreau eu să spun e că noi avem dreptul să fim supărați. Și nu cei care, da, nu cei ei care, au voie, ei toți cei când de spun acolo noi, au voie când să spun fie noi, supărați. Suntem noi, cei aici, da, de față. Noi, cei că aici de față, da. Ați deschis cu acel citat din Testamentul de la Heiligenstadt, nu? Eu mă întrebam de foarte multe ori cum ar fi dacă ar vedea ce se întâmplă acum. Dar credeți că nu vede? Eu cred că vede. Probabil. Pentru probabil. Că aici intrăm cu imaginație. Da. Nu vreau să intrăm într-un paranormal. Pur și simplu mă închipui că spiritele nu se sting atunci când karma s-a terminat. Deci eu chiar cred că ori de câte ori se cântă Beethoven cumva cine este era pe acolo. Tacitus sau Suetonius? Sper că nu fac o greșeală. Când zicea că non cum corpore periunt magne anime, nu? Nu cu corpul pierd marile spirite. Deci dumneavoastră credeți că atunci când Efigia lui Ionescu este pe scenă, la acum, festivalul care poartă nume, păi atunci... Pentru mine e prezent acolo, bineînțeles. Nu pentru dumneavoastră, este prezent, eu l-am văzut zâmbind. Mie mi s-a întâmplat să-l văd pe Ionescu din fluturarea de curent care se creează în făurirea muzicii elei acolo, în toate spațiile alea care sunt, așa cum sunt de ani de zile și le tot zicem că nu avem un loc unde să se întâmple festivalul, dar el se întâmplă și slavă Domnului că se întâmplă chiar și așa. Da. Acolo mie mi s-a părut din fluturarea aia de cortină care poartă efigia, că uneori Enescu zâmbește.
Da. Nimeni nu mă poate convinge de contrariu. Probabil că se bucură și el de acea muzică extraordinară care se întâmplă acolo de foarte multe ori. Nu sunt foarte sigur ce părere ar fi avut George Enescu despre organizarea unui festival care să-i poartă numele. Era un om de o modestie. Am descoperit niște lucruri, niște ziare ale vremii fabuloase. Vreau să le... De o modestie și de o... Da. Cum să zic? Cred că ar fi fost puțin îngrozit. Stânjenit. La ideea, da, că există un festival internațional care să adune orchestrele din Berlin, din Viena, din marile centre muzicale, Londra, Paris. Să adune interpreți, dirijori. Da, dar asta s-a creat. Asta s-a creat sub semnul, da, lui, și de fapt aici, da, el nu poate decât să se încline în fața ceea ce, da, s-a întâmplat. Exact, exact. Un fel, cred că asta ar fi reacția lui până la urmă. Festival Beethoven există? Probabil că da, la Bonn. Eu știu că există un festival Beethoven. Așa cum este, da, un festival Mozart, așa cum există Bayreuth, da, unde este, da, festivalul, da, Wagner. Există, există. Dar eu cred că muzica marilor compozitori nu are nevoie pe de o parte de festivaluri dedicate, și e foarte bine că festivalul Enescu nu se mărginește în a interpreta doar muzica lui Enescu, poartă un nume, dar mari compozitori, mari creatori nu au nevoie și nici de ani speciali în care să așteptăm noi să se împlinească nu știu ce număr rotund de la vreun eveniment din viața lor. Îi poți sărbători zilnic, ascultându-i, bucurându-te de muzica lor, citind despre ei. Există atâtea biografii extraordinare scrise despre mari compozitori. Poți afla multe lucruri. Erau oameni și ei erau tot oameni. Eu nu știu cum se vede de la dumneavoastră portretul lui Beethoven de pe această copertă. De la mine se vede foarte trist. Mai am pe undeva aici. E un Beethoven tânăr aici. E un, da, Beethoven pe la 30 de ani. Vedeți că e trist? Mai... Foarte multe motive de veselie, să știți că n-a avut în viață. Da. Da. A fost un om foarte încercat. Este incredibil cum toate omeneștile neputințe s-au transformat în opere definitive la el. Da, știți cum e? Când stai suficient de mult, când petreci suficient de mult timp cu partiturile unui compozitor, încep la un moment dat, nu știu, există un anumit punct, dincolo de care treci, nu știu, și la punctul ăla apare așa pe la 3-4 dimineața, dar există un punct în care ai senzația că încep să-l cunoști pe el ca persoană. Știu, pretenția este ridicolă, dar nu mă pot sustrage acestei impresii foarte puternice pe care cum o am căit într-un fel de legătură. Cum era o zi a lui, dacă ați trăit o astfel de conectare? Greu de spus acum exact cum era o zi de a lui, dar... În viziunea lucra foarte mult, asta e clar, lucra foarte mult. Avem de-a face cu un muzician care, al cărui timp era ocupat foarte mult, era dedicat, lucra, nu muncea, lucra. E o mare diferență între a lucra și a munci, la fel cum este o enormă diferență între a învăța și a înțelege. La fel și în cazul lui. Era, scria și rescria? Era, da, da, există schițe succesive, ne-au rămas carnete de schițe ale lui Beethoven și din ele putem reconstitui traseul câteodată foarte dur, foarte dificil de străbătut, de la sâmburile, de la ideea germinativă muzicală, de la motivul care a început să-l bântuie în perioada respectivă, până la produsul final, sonata de pian sau sinfonia sau quartetul sau oricare dintre lucrările pe care le-a scris. Drumul era unul foarte dificil pentru el și vroia să o împlinească până la ultimele consecințe. Asta a fost, din punctul ăsta de vedere, depunea un efort foarte mare, foarte mare. A fost un compozitor la care lucrul era foarte important. Da, să ne înțelegem, era genial, avea o ușurință extraordinară în a exprima foarte multe idei muzicale. Dar el nu era mulțumit de, să zicem, o primă formulare a celor idei muzicale care îi veneau și atunci le rafina la extrem. Muzica lui Beethoven, așa cum a ajuns la noi, în opusurile definitivate și aprobate de el, este o muzică extrem de rafinată, foarte rafinată, distilată, pot spune. Cât de mare este răspunderea unui interpret atunci când alege să cânte un compozitor, mai ales în contextul în care Beethoven spune că lasă cumva prin testament rugămintea ca operele lui să fie interpretate așa cum sunt scrise? Bineînțeles, și asta a fost dorința foarte multor compozitori. Mi-aduc aminte de o controversă între Igor Stravinsky și Ernest Anselme.
Ernest Anselme, care era o somitate intelectuală, dirijor, volumul lui în care tratează, volumul lui Anselme, în care tratează despre fenomenologie aplicată limbajului muzical, rămâne unul de referință pentru toți studenții la muzică din întreaga lume. Și a existat acest diferend între cei doi, care inițial erau prieteni, foarte apropiați, Stravinsky cu Anselme, și au ajuns la conflict deschis. Tocmai pe această bază, până unde poate merge libertatea interpretului? Până unde se termină independența acestuia și unde trebuie să se încline în fața semnului scris? Da. Acum, din fericire, muzica nu este știință, este artă. Notația muzicală, așa cum vă puteți imagina din amintirile noastre, cum arată o partitură. Uitați că puteți să o da, notația, notația muzicală nu este o notație strictă, adică să spunem, ăsta e marșul în finalul actului al treilea, de exemplu, din nota lui Figaro. Notația asta este mai degrabă o stenografie. Nu este un muzician, cum să vă spun, diferența e că nu e ca o ecuație. Nu introduci niște parametri și îți dă același rezultat. O cerință de bun simț din punct de vedere al coerenței și logicii matematice, dacă am vorbit în limbaj științific. Da? Ar trebui să fie o ecuație în care introducem niște parametri și rezultatul trebuie să fie... ca într-o reacție chimică. Același. Da? Sau ca într-o reacție chimică, cu toate că alea devin ușor incontrolabile în anumite condiții. Dar dacă vorbim de notația muzicală, notația muzicală seamănă mai degrabă, descifrarea unei notații muzicale seamănă mai degrabă cu munca unui detectiv sau, dacă vreți, cu a unui paleontolog. Adică avem urmele lăsate de mintea acelui compozitor când a scris notele pe hârtie. Care înseamnă energie. Energie. Nu se intru acum în foarte multe detalii, dar sunt niște parametri înscriși aici. Toate semnele alea, inclusiv cifrele astea mici de aici, toate înseamnă ceva. Au un anumit înțeles. Numai că acești patru parametri, că sunt patru parametri care sunt înscriși într-o partitură de regulă, acești patru parametri ne ajută foarte puțin să ajungem la spiritul lucrării. Aici e foarte greu. Asta e foarte greu, pentru că poți descifra, poți, hai să zicem, folosind un cuvânt care mie nu mi-e foarte drag, poți executa o lucrare sau poți pune un computer să o facă, programându-l. Dar a interpreta o lucrare, asta e cu tot o altă poveste și asta aici îmbină foarte mult capacitatea de a înțelege un text muzical până la ultimele lui consecințe. Combină foarte mult cu tot ceea ce moștenești de la profesori sau de la cei pe care i-ai admirat în perioada ta de formare, cu alte cuvinte, un fel de tradiție care se transmite din maestru în discipol și totodată contează foarte mult gradul de creativitate al interpretului. Noi, interpreții, suntem oamenii, cum să vă zic, chestiile astea, semnele astea cu negru, da? Semnele astea cu negru îi aparțin compozitorului. Nimeni nu are voie să schimbe absolut nimic de aici. E voința compozitorului, da? Spațiile albe dintre ele ne aparțin nouă, interpreților. Noi suntem aia care ne mișcăm în spațiile albe dintre note. Și practic duratele cumva sunt... Nu numai, multe, multe alte lucruri. Bineînțeles, duratele sunt un parametru cu care ne putem juca. Da, putem face asta. Dar granițele sunt extrem de mici, adică gradul de libertate pe care îl are un interpret este de fapt în raport cu partitura scrisă, cu cât e mai, explicită partitura și mai plină de semne, cu atât interpretul are o libertate mai mică. Pentru că noi ne mișcăm în spațiile albe. Dacă spațiile albe sunt mai mici... exprimată testamentar decât da, cel care da, a lăsat dar, este dar și posibilitatea de a interpreta greșit este mai mare. Aici ai paradoxul notației muzicale. Cu cât încerci să fii mai precis, cu cât încerci să ordonezi mai mult sistemul ăla, care de fapt este incontrolabil, se supune de fapt unor legi care pot fi modelate în joacă după anumite principii ale mecanicii cuantice. Adică există un principiu de indeterminare în momentul în care încerci să fixezi un anumit eveniment muzical din partitură. Cu cât încerci să ordonezi mai mult, sunt compozitori care au trecut prin drama asta, cu atât posibilitatea de a interpreta greșit cel mai mic parametru duce la o deformare completă a muzicii respective. Un an Beethoven? Suntem în... Da, suntem într-un an Beethoven în care trebuie să ținem steagul sus, nu numai pentru muzica lui Beethoven, ci pentru tot ceea ce înseamnă sublim, înălțător în viețile noastre. Nu putem trăi în permanență la vibrația extraordinară a sublimului, la nivelul acelei vibrații, dar putem din când în când să știm că accesul la ea este neîngrădit.
Asta avem noi nevoie, să știm că nu trebuie să trăiești ascultând în continuu sau fiind în continuu conectat la cele mai profunde niveluri de înțelegere, dar trebuie să știi că ai accesul nelimitat la asta, ai accesul liber. Cred că lupta aici se dă, pentru păstrarea acestor nișe, păstrarea acestor diguri în calea barbariei. Da, sunt enclave și diguri în calea barbariei. Îmi pare rău, dar asistăm la o... Da, ne așteaptă probabil o nouă epocă de întuneric. Sau de lumină. Posibil. Mă rog, singurul meu îndemn este că dacă tot e să pășim într-o epocă de întuneric, eu cred că de întuneric va fi. Hai să pășim cu ochii deschiși. Da, vreți să vă spun ceva? Vă spun eu, că pe care... Eu mă numesc Luminița, așa mă cheamă pe mine, da? Da. Deci, în calitate de purtător al acestui nume, pe care nu mi l-am ales eu, vreau să vă spun că lumina n-ar exista fără întuneric. N-am putea să vedem lumina dacă n-ar exista întunericul. Evanghelistul Ioan. Mă plec. Da. Vă aștept. Vă mulțumesc. Și eu. Mi-a făcut o mare plăcere. Considerați că ați intrat într-un spațiu care v-ai deschis. Mulțumesc. Doamne ajută.